Salutare și bine ați venit la un nou clip. Astăzi avem chiar aici cu noi noul Mazda CX-30 sau noua Mazda CX-30. Este varianta, versiunea 2024, facelift, cu toate că nu vine cu foarte multe îmbunătățiri. Aș putea spune că undeva la 98% din mașină este identică. Vom vorbi despre schimbările pe care le-a adus și mai multe în clipul separat pe care îl voi avea, unde voi face prezentarea completă, interior, exterior, detalii tehnice, materiale, spațiu, multimedia și așa mai departe. În clipul acesta vreau să conducem mașina, vom face un test drive și vă voi da toate informațiile și feedback-ul meu despre cum se conduce această Mazda CX-30. Versiunea pe care o avem aici este versiunea Exclusive Line, cumva una dintre cele mai scumpe versiuni. Vine cu motorul de 2 litri E-Sky Active G. Asta înseamnă că vine și cu un sistem mild hybrid. Vom vorbi despre asta în timp ce conducem. 150 de cai putere, transmisie automată, opționale, avem culoarea care arată superb. Este Red Soul Crystal, dacă nu mă înșel, 750 de euro opțional, dar arată superb. Una dintre cele mai frumoase culori din punctul meu de vedere. Și jante avem standard pe 18 inci, cauciucuri de iarnă. Asta să luăm în considerare înainte să conducem. Pe spate mașina vine cu discuri de frână, iar pe față discuri ventilate. Aceasta este cheia. Foarte frumoasă această cheie de la Mazda. O putem încuia, descuia, vine cu keyless entrance și cu toate funcțiile astea de siguranță. În altă ordine de idei, dacă sunteți în București sau în România, puteți merge la cei de la Arian Motors în București. Fac parte din Rădăcin Group. Voi lăsa linkul în descriere și pe ecran dacă vreți să vedeți mașina, dacă vreți să o conduceți, dacă vreți să o cumpărați. Ei au, bineînțeles, toate modelele noi de la Mazda și nu numai, așa că aruncați o privire acolo. Și din câte am înțeles eu, au și ceva discount în perioada asta, așa că mergeți la ei și întrebați-i. Scaunele vin standard, aceste scaunele pe această versiune sunt incluse în acest preț. Scaune ajustabile manual, dar sunt foarte confortabile. Sunt scaune de stofă, vom vorbi despre asta în clipul de prezentare. Voi lăsa cheia aici, este destul de frig afară. Haideți să pornim și motorul. Acesta este butonul de start stop. Pun și centura, după care vă voi da câteva detalii tehnice despre mașină, iar apoi vom porni, voi reseta și consumul, să vedem ce consum vom scoate până la final. Haideți să vă dau câteva detalii tehnice, după care începem să conducem. După cum v-am spus, varianta pe care o am cu mine este Exclusive Line, cumva una dintre variantele cele mai scumpe, iar în combinația asta de culoare roșie și ce avem noi aici, prețul ei este de 32.000 de euro, cu TVA inclus. Motorul, după cum v-am spus, vine cu motor 2 litri, 4 cilindri în linie, benzină, în combinație cu un sistem mild hibrid. 150 de cai putere, 213 Nm, 194 de km pe oră, 0-100 în 10 secunde, 144 de grame CO2 emisii. Iar consumul estimat VLTP este de 6,4 litri. Tot această putere este conectată la o transmisie automată în 6 rapoarte. Puteți opțional merge și cu transmisie manuală. Este un sistem tracțiune față. Rezervorul de 51 de litri. Foarte important de menținut este garda la sol, 17,5 cm, iar unghiul de bracaj de întoarcere 10,6 metri. Haideți să conducem mașina și pe parcurs vă dau mai multe detalii. În primul rând, îmi place foarte mult că vine cu auto hold și frână electronică. Avem două moduri de a conduce, modul normal și modul sport. De aici e foarte simplu, se activează, vedeți, apare și sport pe ecran în zona aceea. Dacă mergem în reverse, veți vedea că vine și cu o cameră de marș arier care arată extrem de bine, rezoluția este super bună, vom vorbi despre asta. Iar dacă vreți să schimbați vitezele manual, aveți și această opțiune, chiar dacă transmisia este automată. Mergem jos de tot în D, după aia mergem în stânga, iar acum jos, sus, se poate schimba viteza manual sau de la clapetele astea mici din spatele volanului de aici, plus și minus, puteți schimba vitezele manual dacă vreți să faceți chestia asta. În partea stângă avem câteva butoane pentru
pentru start-stop, pentru controlul tracțiunii, să-l activăm, dezactivăm, senzorii de parcare, iar aici în stânga de tot se poate dezactiva sonorul de la sistemele de sonorizare alerte, să spun așa. Haideți să conducem, mergem direct în drive, nu trebuie să apăsați pe nimic, pe frână sau să dezactivați frâna de mână pentru că ea se va dezactiva automat. Altfel, vedeți pe parbriz vine și cu head-up display care este foarte bine integrat în geam, acolo arată genial, deci felul în care l-au integrat este perfect și nu numai, dar și felul în care au poziționat multimedia în centru este pentru viziunea periferală. Este perfect pentru că te ajută să stai cu ochii în zona, în cea mai importantă zonă de condus și în același timp poți să vezi foarte ușor informațiile de pe ecran și ecranul este foarte mare, foarte vizibil. Și cel mai important, și am spus și asta în alte clipuri și în alte prezentări, este faptul că de aici din centru ai toate controlele pentru multimedia, deci nu va trebui să folosești touchscreen-ul ca la alte mașini, bine, nici nu ajungi la el, dar îmi place foarte mult că se poate controla de aici, ceea ce înseamnă că în timp ce conduci este mult mai ușor și mult mai safe să controlezi de aici decât să mergi în touch. Oricum nu merge touch-ul, merge doar dacă conectezi telefonul Android sau Apple și se poate face asta wireless, vă voi arăta în clipul de prezentare cum îl puteți conecta. Așa că aruncați o privire și în clipul de prezentare dacă vreți să vedeți chestia asta. Atunci va merge să-l folosiți ca și touchscreen, dar așa în modul normal nu funcționează decât prin controlele din centru. În altă ordine de idei, mașina este excelentă. Am mers ieri foarte mult cu ea și chiar și astăzi. Am primit-o cu un rezervor plin și vreau să vă spun că uitați cât de puțin a consumat acolo. Ia, hai să resetăm și consumul din centru și să vedem și consumul. Deci foarte puțin a consumat și chiar dacă este destul de frig afară, vom merge cu sistemul de climatizare pornit, adică cu căldura pe 22 de grade, pentru că este o temperatură plăcută în interior, afară sunt undeva la 4 grade. Și mașina este extraordinar de bine făcută și, din punctul meu de vedere, excelent construită. Mie îmi plac foarte mult mașinile de la Mazda. Întotdeauna au folosit materiale de foarte, foarte bună calitate. Deci tot un interior de la schimbător, de la materiale din zona asta a consolei centrale, de aici de pe uși, chiar și pe bord. Calitatea materialelor este excelentă. Ia, haide să dezactivez navigația pentru că e destul de enervantă. Gata. Câteva puncte după ce am condus mașina și am stat mai mult cu ea și vreau să vă spun că insonorizarea fonică este excelentă, nu numai în oraș și la viteze mici, dar și pe autostradă. Vom merge pe autostradă și vreau să vedeți și voi chestia asta. Excelentă insonorizarea fonică, calitatea materialelor, confortul pe scaune, chiar dacă sunt scaunele de la entry level, cele mai incluse în preț, să zic așa, din material de stofă, sunt extraordinar de confortabile și poziția de condus este foarte bună. De altfel, foarte important este că ei folosesc multe butoane fizice, cred că până la urmă 99%, chiar 100% aproape, sunt butoane fizice în mașină și pe volan putem schimba diferite funcții și setări, dar și în zona asta aici butoane fizice, la sistemul de climatizare butoane fizice, deci cam totul este ergonomic și ușor de folosit, ceea ce este destul de important pentru multe persoane care se plâng zilele astea de touchscreen-uri și de faptul că se
este foarte greu să dai drumul la căldură, să oprești căldura și așa mai departe. Dar aici nu, avem totul aproape, totul este super, super ușor de folosit. Aici avem butoanele de la cruise control și autopilot, aș putea spune, dar varianta pe care o am vine cu avertizare de benzi, adică te ține între benzi, dacă ieși din bandă te trimite înapoi, dar are un bouncing așa. Nu vine cu funcția de stat între benzi. Aici în mijloc este un buton, acela lipsește, este opțional, o puteți lua opțional pe mașină și vă recomand. Pentru lane keeping assist se numește, adică mașina va sta între benzi, va sta singură perfect între benzi. E, de data asta pe versiunea de aici avem emergency brake și toate funcțiile de a adaptive cruise control, de a ține mașina la o viteză, accelera, frâna, frână de urgență, dar nu are stat între benzi. Vă voi arăta, vom merge pe autostradă și vă explic mai mult acolo. Îmi place extrem de mult că insonorizarea fonică dintre motor și cabină este excelentă, deci cumva motorul este destul de silențios, dar chiar și așa, insonorizarea asta dintre motor și cabină este excelentă, deci aproape că nu auzi motorul. După cum v-am spus la început, Skyactiv G, E-ul vine de la mild hybrid, ceea ce înseamnă că sistemul, mașina vine cu un sistem mild hybrid cu un motoraj foarte mic, un fel de starter și cu o baterie de 48 de W, care ajută sistemul, care ajută motorul termic să consume mai puțin și în anumite circumstanțe, și asta chiar se simte și este, face așa sistemul mult mai smooth și mult mai economic. Ca și consum veți vedea că este destul de bun. Ce mai îmi place mie foarte mult la mașină sunt pedalele, care sunt destul de smooth și se simt de foarte bună calitate și sunt poziționate foarte bine jos acolo, deci sunt poziționate perfect, aș putea spune. De altfel, ca și accelerație, 0-100 în 10 secunde, nu este o mașină foarte rapidă, dar are zvâcul necesar și puterea necesară de a depăși alte mașini. Volanul este de piele și de foarte bună calitate, destul de clasic, rotund, este asistat, dar nu foarte asistat. Mașina în general, și nu degeaba lumea în general compară mașinile de la Mazda cu BMW-urile, pentru că feelingul de a conduce o Mazda duce un pic spre sportivitate. Deci volanul este un pic mai stiff așa, mai tare, va trebui să-l rotești un pic mai mult, are o conexiune cu șoseaua mult mai directă, mult mai reală, aș putea spune, și mie personal îmi place chestia asta foarte mult, pentru că la viteze mari mașina stă excelent pe șosea, în curbe stă excelent, și asta are de a face nu numai cu volanul și cu direcția, dar și cu suspensia, pentru că și suspensia este setată tot așa, un pic mai tare, un pic mai rigidă. Este confortabilă, este ok, dar este un pic mai rigidă, tocmai pentru a-ți da stabilitatea asta excelentă pe șosea, să simți șoseaua mai bine, și în curbe la fel, aceeași poveste. Uitați, mergem cu 130, putem seta de aici foarte simplu, ia, haide să vă arăt, puteți seta distanța dintre mașina din față și voi, puteți seta viteza, iar mașina va face chestia asta singură, deci doar o setați. Ce va trebui să faceți este să țineți direcția și să fiți atenți la drum, dar mașina va accelera, va frâna în funcție de ce face mașina din față. Are și funcția de lane assist, ia uitați-vă, un fel de ajutătoare, dacă ieși dintre benzi, ia uitați, vedeți, vă avertizează și vă trimite înapoi între benzi, dar nu are funcția de lane keeping assist, uitați, are un bouncing așa. Partea bună este că sistemul ăsta e mult mai bun decât pe alte mașini, unde am văzut că te dă afară, chiar dacă te anunță un pic, după aia ieși imediat, nu, aici am văzut că chiar te ține între benzi, ceea ce este excelent. Dacă vreți să aveți funcția de a te ține perfect ca un autopilot, va trebui să luați opțional și acea extra opțiune. Dar, per total,
Este un sistem destul de bun și destul de sigur. Am probat și funcția și cu funcția Lane Keeping Assist funcționează super ok și este foarte, foarte ușor de folosit. În altă ordine de idei, uitați, la viteze extrem de mari, pentru că ei au să zic, designul mașinii este destul de aerodinamic și uitați că pilonul ăsta A, sau nu știu exact cum se numește, este foarte lăsat. Asta înseamnă că îi permite aerului să treacă ușor pe lângă mașină și să nu producă foarte mult zgomot în interior. Și din toate mașinile care le-am testat în ultima vreme, vreau să vă spun că insonorizarea fonică pe această Mazda CX-30 pentru un crossover de oraș așa este foarte bună din punctul meu de vedere. Faptul că are direcția mai tare așa și suspensiile mai stiff îi permite să aibă o stabilitate foarte bună în curbe și aici vreau să vă spun că stă excelent mașina, este foarte fun de condus. Mașina poate citi și semnele de viteză, de circulație de viteză, dar și semnele de circulație normale, ceea ce îmi place foarte mult. Are o cameră în zona asta aici și poate citi. 8 litri consum până acum. Este foarte ok. Transmisia în 6 rapoarte destul de bine conectată la motor. Sunt motoare foarte bine făcute, bine create și foarte... Ia fiți atenți. Peste speed bump-urile astea, limitatoarele astea de viteză, stă foarte bine și chiar și aici. Ia uitați, exact ce vă spuneam, cât de bine stă pe șosea. Deci pentru un crossover așa mai ridicat stă super, super ok. Haideți să mergem și în modul sport, de aici schimbăm modul sport. Iar acum mașina și accelerația este mult mai... răspunde mult mai rapid la comenzi. Nu este o diferență foarte mare, dar mult mai bine. Deci excelent din punctul meu de vedere, felul în care stă în curbe și asta îți dă și un extra siguranță, mai ales când conduci pe autostradă și accelerezi în modul sport. Ia uitați cât de ușor ajunge la 120. Deci foarte, foarte ușor. Faptul că conduci la viteze mari și mașina simți ca și cum ai conduce la viteze mici, asta înseamnă să ai o mașină premium. Nu este o mașină care să accelereze de la zero foarte rapid, dar per total este mai mult decât suficient pentru condusul de zi cu zi, autostradă, oraș. Extrem de important este că Mazda oferă în general motoare destul de mari, deci motoarele de la ei sunt mari, deci un motor de 2 litri te lasă să mergi, uitați-vă, mergem la 130 și la 130 ai impresia că mașina încă mai poate, ia uite, sunt 2500 de rotații, da? Deci la 130 nici n-ajungi la hotspot, aș putea spune că mergi cu 140 lejer cu mașina pe autostradă. Și 130 e așa ceva, nici nu se chinuie mașina la viteza asta, încă poți să scoți un consum excelent. Deci dacă atâta timp cât o țin 2500 de rotații la 130, înseamnă că poți să scoți și un consum foarte bun la 130, mai ales că aerodinamica mașinii este destul de bună. Și încă insonorizarea este excelentă, nu auzi prea mult zgomot de afară, nu prea se aud multe lucruri. Excelentă, n-am nimic de reproșat, uitați cât de bine se așează pe șosea, ia că nu știu ce face cu mașina, dar noi trebuie să ieșim afară aici.
formidabilă mașina. Deci mie îmi place extraordinar de mult și asta apreciez eu foarte mult la Mazda, că oferă motoare mari, 2 litri, 4 cilindri, te duci pe autostradă, urci cu ea, greutate, nicio problemă. Deci foarte bune mașini și încă poți să ai consumuri foarte, foarte bune. Și încă mai ai o variantă de motor de 186 de cai putere, dacă nu mă înșel, unde îți oferă și mai multă putere. Aici, dacă ieșim un pic afară, să încerci o accelerație, oricum este tracțiune față, asta înseamnă că în momentul în care, să zici, încerci accelerația, vei vedea că avem și cauciucuri de iarnă. Deci ați văzut cam cum ce îmi place, arată și până și semnul că ați intrat pe autostradă. Este o accelerație lentă, 10 secunde, nu este o mașină făcută special sportiv pentru a conduce sportiv, este o mașină practică, o mașină frumoasă, o mașină în care poți să ai încredere că din punctul meu de vedere nu te lasă în mijlocul drumului. Și o mașină care va ține mulți ani, cel puțin din punct de vedere mecanic. Cei de la Mazda sunt renumiți pentru motoarele foarte fiabile în timp. Da, trebuie să mergeți, să o conduceți, să o vedeți, pentru că numai așa vă faceți o idee dacă este ce vă place vouă. Din punctul meu de vedere, excelentă. Chiar dacă volanul nu este foarte asistat, probabil multe persoane nu agrează asta, dar mie îmi place extraordinar și faptul că are suspensia un pic mai tare, o să o compare așa cu ce e pe Tesla. De obicei și suspensiile de la Tesla, Model 3, Model Y sunt cam la fel. Și mie îmi place extrem de mult pentru că asta îți dă așa o flexibilitate de a conduce și la viteze mai mari și o siguranță, simți siguranța aia când conduci mașina. Și uitați la viteza asta de 70, trebuie să mergem, nici nu simți că mergi, parcă ai 30 la oră. Asta îi dă extra premium mașinii, asta îi dă feeling-ul ăla de mașină premium. Și la 32.000 de euro, mașină nouă, cu tot ce oferă Mazda, eu zic că e un preț destul de rezonabil, un preț destul de bun. Vizibilitate bună în jurul geamurilor. Nu pot să spun că e perfectă. Ai o vizibilitate așa mai mult ca și cum ai fi într-o mașină sport, pentru că partea asta a ușii este un pic mai ridicată. Ce nu te lasă să vezi ca și cum ai vedea, ca și cum ai avea geamul aici. Dar e ok, adică e super ok, dar nu e perfectă. Ce îmi place și ce este perfect este vizibilitatea, hai să mergem în modul normal, este vizibilitatea în oglinzi. Faptul că oglinzile, uitați cât de aproape sunt, întind mâna și aproape aș ajunge la oglindă. De obicei mașinile o au mai în spate cumva, alte mașini, alte modele, dar ea o are aici. Și nu numai asta, dar geamul oglinzii are un fel de zoom așa și vezi mașinile în spate mult mai aproape cumva, îți dă așa efectul ăsta. Și vizibilitatea în oglinzi e excelentă, deci îmi place foarte mult cum le-au setat. Și oglinda asta de aici, vizibilitatea super ok. Nu știu, dacă mi-aș fi dorit ceva, poate să aibă un ecran complet digital în fața aici. Asta mi-aș fi dorit la mașină. Ar fi fost super. Dar e ok, adică ai toate informațiile acolo, nu îți lipsește nimic. Ecranul multimedia foarte bun și foarte mare și foarte vizibil și foarte ușor de controlat. Head-up display-ul la fel, îl puteți vedea cât de bine arată. Și
asta e super ok mașina. Cred că am acoperit tot în... Ia uitați, peste speed bump-urile astea ne dăm seama cât de stiff este suspensia, cât de tare este setată. Și ei au setat-o așa intenționat, nu este ceva... Au setat-o intenționat pentru a avea controlul cât mai bun și un feeling cât mai real către șosea. Deci cumva dacă vrei un feeling așa mai sport și încă nu ai bani să te duci către un, să te orientezi către un BMW, pentru că BMW-urile sunt destul de scumpe, dacă vrei să iei ceva în clasa asta cu toate opțiunile astea, poți merge spre o Mazda, pentru că îți oferă cam aceleași lucruri. Haideți să parcăm să vă arăt și camera din revers. Ia uitați, are și liniile să te ajute să parchezi și rezoluția este super ok. Cam asta e, o să dau un pic mai în spate. O să mai filmez ceva. O punem în parking, iar aici avem frână electronică. Consumul 8,4 litri, ați văzut cum am condus, plus că am mers și cu sistemul de climatizare pornit. Foarte ok și uitați, încă mai este destul de multă benzină. Mie îmi place extrem de mult mașina, sunt foarte, foarte... Să zic așa, mulțumit cu ce oferă cei de la Mazda și acest CX-30 cred că pentru România este un all-rounder mai mult decât perfect. Deci îți dă și așa un pic de gardă la sol mai ridicată, este extrem de frumoasă, vine cu faruri Matrix, ai LED-uri. Voi face un clip și vreau să vă arăt în clipul de prezentare și cum arată seara, așa că aruncați o privire acolo, pentru că arată genial mașina. Confortul, scaunele, feeling-ul este super premium și materialele sunt de foarte bună calitate. Așa că dacă vreți să vedeți mașina, puteți merge la cei de la Arian Motors. Fac parte din Rădăcini Group, sunt în București pe șoseaua Pipera, voi lăsa linkul în descriere și pe ecran să aruncați o privire la ei. Cam asta a fost clipul, dacă aveți întrebări, vă aștept cu drag. Sper că v-a plăcut, sper că am acoperit cam tot în acest clip. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să aruncați o privire și la clipul de prezentare și da, ne vedem acolo. La revedere!